Care este însă sportul recomandat pentru copii? Vă spunem în continuare. Sportul nu are vârstă. Contribuiți la dezvoltarea calităților psihofizice. Nu alegeți proba sportivă, alegeți antrenorul. Sportul, atât pentru trup cât și pentru minte, joacă un rol crucial în creșterea armonioasă a copilului. Totuși, găsirea activității perfecte pentru cei mici devine o adevărată provocare pentru părinți. Aceștia trebuie să ia în considerare vârsta, firea și pasiunile copilului, astfel încât mișcarea să fie nu doar o sursă de sănătate fizică, ci și o experiență adaptată rezistenței sale musculare și caracterului unic. Practic, noi ca oameni am uitat de foarte multe abilități care le-au făcut strămoșii noștri în trecut, cum ar fi cățăratul, urcatul, notatul, călăritul. De aceea, întotdeauna când pe noi părinții ne întreabă ce sport sau ce activitate sportivă recomandați copiilor, atunci noi venim cu o întrebare retorică. Doriți un sport care să contribuiți la o dezvoltare armonioasă sau doriți un sport de performanță? Dacă este răspunsul, este prima opțiune, atunci cu siguranță răspundem indiferent de activitatea sportivă pe care o alegeți, important este să fie efectuată corect, tehnic și constant. Și încă o indicație în prima opțiune este faptul că dacă faceți un sport timp de un an, doi, ar fi bine la un interval de timp să schimbați activitatea sportivă, pentru că fiecare activitate sportivă, fiecare tip de sport dezvoltă o anumită calitate fizică. Și astfel contribuim la o varietate mai mare de dezvoltare a calităților prin faptul că îi oferim copilului o experiență mai vastă. Pentru a crește sănătos, copiii sunt încurajați să exploreze diverse forme de sport. Totuși, este important să se țină cont de temperamentul fiecăruia. Un copil coleric, plin de energie și uneori exagerat în reacții, cu tendințe de dominare, ar putea găsi echilibrul în tenis, în not sau patinaj. Pe de altă parte, copiii introvertiți, sensibili și retrași ar putea beneficia de activități care le dezvoltă încrederea în sine, cum ar fi karate, hipismul sau artele marțiale. Fiecare sport devine astfel nu doar o provocare fizică, ci și o călătorie personală de autocunoaștere. Dacă este a doua opțiune, cum ar fi un sport de performanță, întotdeauna ne ghidăm de calitățile forte ale copilului. Dacă aveți un copil în care este foarte elastic, este foarte finuț în mișcări, este foarte plastic în tot ceea ce face, atunci ne orientăm în direcția unui sport, cum ar fi gimnastica, dansurile, artele marțiale. Dacă copilul dumneavoastră este mai rigid, este mai ferm în mișcări, cu siguranță ne direcționăm în sporturi, cum ar fi jocurile sportive, handball, rugby, basket și chiar și luptele pentru băieții, dar și pentru fete. Practicarea constantă a unui sport nu doar că îmbunătățește abilitățile motrice și cognitive ale celor mici, dar joacă un rol însemnat în integrarea lor în societate, deschizându-le calea către relaționare și colaborare. Din punct de vedere psihomotric, copiii sunt mai pregătiți, sunt mai conștienți față de propriul corp după o vârstă de 6-7 anișori. Dar asta nu înseamnă că copilul după 2-3 anișori nu poate fi dat la anumite secții sportive. Eu întotdeauna spun, nu alegeți proba sportivă, alegeți antrenorul. Dacă antrenorul găsește cheiță, dacă antrenorul găsește calea în care copilul să îndrăgească sportul, atunci cu siguranță sportul nu are vârstă. Indiferent de sportul care îl veți alege, dumneavoastră să contribuiți la dezvoltarea calităților psihofizice, la întărirea imunității. Copiii devin mult mai curajoși, sunt mult mai siguri pe ei. De asemenea, sistemul cardiovascular devine mai puternic și nu în ultimul rând, creăm o disciplină. Explorați împreună cu copilul dumneavoastră diferite opțiuni sportive, astfel încât să o găsiți pe aceea care îi va permite să se afirme și să dezvolte o condiție fizică bună, esențială pentru menținerea sănătății sale.